seara și bine v-am găsit! Sunt Iana Gherghe și vă prezint știrile GDS. Sute de mii de lei au fost cheltuiți din bani publici de Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 2021. Pe ce anume? La această întrebare a răspuns astăzi primarul Craiovei. Detalii vă spunem imediat, dar până atunci să vedem principalele titluri ale ediției. Pacienții de la un spital din Dolj sunt nevoiți să se ferească zi de zi de câini. Aceștia și-au construit chiar și o vizuină în curtea unității sanitare. Despre ce spital este vorba, vă spunem imediat. Două clădiri din zona centrală a Craiovei vor fi reabilitate cu bani din bugetul local, dar și cu fonduri europene. Și Parcul Romanescu va fi înfrumusețat tot din acești bani. Detalii la știri. Hidrologii au instituit un nou cod roșu de inundații. Până când va fi valabil acesta, aflați din jurnal. Raportul de activitate al Asociației Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 a aprins discuții între consilierii locali și primarul Lia Olguța Vasilescu. Consilierul PDL Dan Chierciu a spus că raportul prezentat nu este suficient de concludent, dorind să fie asigurată mai multă transparență. Concret, acesta vrea să știe pe ce sunt cheltuiți banii publici. Și consilierul Marian Vasile a dorit același lucru, dar fără rezultat. Municipalitatea a subvenționat Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 cu suma de 1,6 milioane de lei. Din acești bani, 582.000 de lei au fost returnați, astfel au rămas 1,1 milioane de lei din bani publici pentru activitățile asociației, bani care s-au cheltuit. Consilierul Dan Chierciu a spus în ședința de astăzi că nu votează mandatarea unei persoane să reprezinte instituția în adunarea generală a Asociației Capitală Culturală Europeană, pentru că nu li s-a explicat clar consilierilor în raportul de activitate al asociației pentru ce s-au cheltuit banii. Văd aici înșirate niște activități, realizarea unui clip de prezentare, festivalul Antic Pelendava, festivalul Haiducilor. Dar cât au costat aceste activități? Evident, este de salutat efortul primăriei, efortul executivului în promovarea culturală a acestui oraș. Scopul este nobil, dar trebuie să vedem și cu ce resurse facem acest lucru. Răspunsul primarului Lia Olguța Vasilescu a conținut mai multe detalii despre utilitatea asociației decât despre banii cheltuiți și nu l-a mulțumit pe consilier. Noi nu putem să ne ducem ca și primărie la Comisia Europeană și să spunem că noi suntem orașul candidat, pentru că cei care ne reprezintă interfața noastră acolo este asociația, singura luată în considerare de Comisia Europeană și de juriul care stabilește capitala culturală europeană. Eu n-am pus la îndoială faptul că această asociație culturală n-ar fi trebuit înființată. Doielile mele au fost exprimate exclusiv la modul în care sunt gestionate aceste fonduri publice. Faptul că primarul Craiovei nu a vrut să dea detalii despre cum au fost cheltuiți banii a stârnit și nemulțumirea altui consilier. Vă solicit un raport financiar detaliat de la această asociație, pentru că, așa cum a spus și colegul nostru, acesta nu este un raport financiar, adică cheltuieri colaboratori, 3 miliarde, cheltuieri cu terți, 4 miliarde. Domnule consilier, am o rugăminte. Da. Văd că dumneavoastră știți că sunt contracte, consultanță, că sunt, noi nu știm. Da, pentru că și noi normal să ne participăm la discuțiile astea, chiar da, ne interesează, nu sigur, mai facem. Nu e normal să ne explicați dumneavoastră. Exerciții de imagine că vrem să fim capitală culturală. Unii dintre noi chiar se implică serios în chestiunea asta. Doamna primar, nu e normal să ne explicați dumneavoastră cum s-au cheltuit banii. Hai, și asta, raportul acesta. Nu-mi cereți mie, cereți președintelui asociației acest raport, nu primarului Craiovei. Da, iar acest raport nu a putut să fie aprobat în adunarea generală, tocmai pentru că primăria Craiova până acum nu a mandatat un reprezentant. Doamna primar, cred că nu ne înțelegem. Colegul meu chiar ce are dreptate. Noi vă întrebăm ceva, dumneavoastră ne răspundeți altceva. Până la urmă, Ionuț Părvulescu a fost votat ca reprezentant al primăriei în adunarea generală a Asociației Capitală Culturală Europeană. Singurii care au votat împotrivă au fost consilierii Dan Chierciu și Marian Vasile. Pentru pacienții care sunt internați la spitalul din Leamna, boala pe care o tratează aici nu este singura problemă. Zi de zi ei sunt nevoiți să se ferească de câinii care trăiesc în curtea instituției spitalicești. Aceasta nu este o problemă doar pentru ei, ci și pentru aparținători și cadre medicale. Interesant este că prezența câinilor în spital este anunțată prin afișe. Spitalul de pneumoftiziologie Leamna se confruntă cu această problemă a prezenței câinilor comunitari de foarte multă vreme.
De altfel, la intrarea în unitatea medicală sunt lipite afișe care anunță prezența acestor animale, nici pe departe un avertisment, mai degrabă o resemnare. Reprezentanții instituției spun că acești câini reprezintă un pericol atât pentru pacienți cât și pentru aparținători și medici. Câinii se înmulțiseră foarte mult și reprezentau un adevărat focar infecțios. Având în vedere specificul unității noastre, care este unul cu transmitere o boală, cu transmitere aerogenă și cu potențial infecțios, ei reprezentau o adevărată problemă, da? De transmitere și nu numai de transmitere infecțioasă, dar și potențial traumatic. Medicii de la Spitalul Leamna au făcut lunar sesizări către serviciul de ecarisaj, solicitând ca o echipă să vină și să ia din curtea spitalului câinii care și-au găsit adăpost aici. În urma seriei de solicitări primite de la conducerea instituției, dar și de la Ministerul Sănătății, astăzi lucrătorii serviciului de ecarisaj au venit la Leamna și au ridicat o parte dintre 4 pede pentru a le duce la adăpost. După sesizarea primită de DSP de la minister, s-a deplasat echipa de ecarisaj, s-a prins, cred că, un număr de 30 de câini. Am înțeles că au plecat cu puștile pline. Au mai rămas. Nu se poate sterpi tot. Am înțeles că nu se mai strânsese de foarte mult timp. Când a fost ultima dată când au mai fost luați câinii de aici? Anul trecut. Anul trecut a venit ultima dată. Faptul că unitatea spitalicească se află la ieșirea din satul Leamna de Sus și este înconjurată de pădure, face ca aici să se adăpostească mulți câini. Animalele s-au acuat în spatele instituției medicale, unde și-au creat culcușurile în care trăiesc liniștiți. Conducerea spitalului dă vina și pe bolnavi, dar și pe unii dintre proprii angajați, care ar da de mâncare și ar adăposti haitele de maidanezi, care, în afară de focarul de infecție pe care îl reprezintă, sunt un pericol pentru integritatea fizică a celor care trec pragul spitalului. Ne-am confruntat de-a lungul timpului cu pacienți mușcați și personal mușcat de câini. Câinii care au rămas la Leamna după intervenția de astăzi a serviciului de ecarisaj își continuă traiul, plimbându-se agale pe aleile curții spitalului de pneumoftiziologie. Până mâine la ora 14, hidrologii au instituit cod roșu de inundații pe râul Vedea și pe afluentul său Cotmeana, în județele Olt, Teleorman și Argeș. Tot până mâine, dar la ora 6, s-a instituit un alt cod roșu pentru scurgeri importante pe versanți, torenți și păraie, viituri rapide și pe râurile cu mici posibile efecte de inundații locale severe. Sunt vizate unele bazine hidrografice mici din Dolj, Mehedinți și Cara Severin. Pentru aceleași trei județe, meteorologii au emis de asemenea o avertizare cod portocaliu de ploi, abundente, valabile până mâine la ora 3. Alte 5 județe se află sub cod galben de precipitații. Este vorba de Olt, Vâlcea și Gorj, Hunedoara și Timiș, unde până mâine la ora 10 instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat până la 50 de litri pe metru pătrat. Arhiepiscopia Craiovei a inițiat o campanie umanitară pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundații. Reprezentanții bisericii adresează un apel de suflet tuturor oamenilor care doresc să dea o mână de ajutor sinistraților din Oltenia. În acest scop, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în toate lăcașele de cult din cuprinsul eparhiei vor fi organizate colecte. Pot fi donate sume de bani, alimente neperisabile și alte produse de strictă necesitate. Clădirea primăriei Craiova, precum și clădirea Palas, vor fi reabilitate. O parte din cheltuieli va fi suportată din bugetul local, iar alta din fonduri europene. Asta au votat consilierii locali la ședința de astăzi. De asemenea, pentru amenajarea parcului Romanescu va fi alocată o sumă importantă de bani. În ședința Consiliului Local Craiova de astăzi s-a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru refacerea clădirii Palace, situată pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 1, precum și pentru clădirea primăriei, aflată pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 7. Primăria intenționează să refacă pe bani proprii doar acoperișul, fațada și instalația electrică a clădirilor, urmând ca apoi, pentru consolidarea acestora, să se depună proiecte de finanțare și să se aștepte deschiderea axelor pentru fonduri europene. Au existat și consilieri care au spus că sumele pentru aceste lucruri sunt cam mari. Se vorba de o sumă de aproape 11 milioane de euro pe care primăria din Craiova le va investi în amenajarea acestor obiective. Dacă am fi reușit să atragem o parte din aceste resurse prin proiecte europene de la comunitatea europeană, ar fi fost extraordinar, că ar fi fost o presiune mai mică pe noi. Este adevărat că este o sumă mare și cred că va fi foarte greu, doamna primar, să găsim resursa financiară pentru a termina cât mai rapid aceste obiective. Noi vom veni
să refacem doar fațada, acoperișul și instalația electrică. Instalația electrică cade. Dacă nu ne apucăm să o reparăm, luăm foc. Și suntem, chiar am fost în pericol de câteva ori. După care, consolidarea clădirii și așa mai departe, celelalte două etape vor intra pe finanțare europeană. Tot astăzi s-a votat documentația de avizare a lucrărilor de amenajare a Parcului Romanescu din Craiova. Contribuția din bugetul local va fi de 15 milioane de lei, dar aceasta ar putea scădea. În ceea ce privește Parcul Romanescu, vreau să vă spun că noi am pus o contribuție estimativă de 15 milioane, care poate să scadă, pentru că, așa cum știți, din licitații de fiecare dată se ajunge la 60% din valoarea estimată. Deci, contribuția noastră va fi mai mică. În Parcul Romanescu se intenționează betonarea fundului lacului, schimbarea stâlpilor de iluminat, a băncuțelor, amenajarea unor foișoare și instalarea de camere de luat vederi. Discuția prinsă ieri în ședința Consiliului Județean Dolj. Motivul? Prețul ce urmează a fi plătit de locuitori către compania de apă pentru apă și canalizare. Au fost voci care au susținut că acesta este prea mare și consilieri care au votat împotriva proiectului de hotărâre. Conform proiectului de hotărâre supus dezbaterii, prețul pentru populație al apei potabile produse, transportate și distribuite va fi de 3,79 de lei pe metru cub, iar cel pentru canalizare epurare 2,55 de lei pe metru cub. În ceea ce privește restul populației, aceasta va plăti atât cele două taxe, cât și una pentru apa potabilă produsă și transportată, livrată din rețelele de transport, respectiv livrată în alt sistem în vederea redistribuirii. Cele trei taxe adunate ajung la un quantum de 6,85 de lei pe metru cub. Am discutat noi aici în ședința de Consiliu și a zis că nu vă duceți la 7 lei. Deci, în comune, înainte de unificare, în comune, prețul la metru cub de apă era 2,5 lei. Corect, doamne? Acum, după ce le băgăm și epurare și creștem și prețul apei, îl facem, îl ducem la 7 lei. Dacă îmi permiteți, depinde la care comune vă referiți. La comunele care nu aveau canalizare și aveau apă, domnule. Totuși, proiectul de hotărâre a trecut de vot. Tot în ședința de ieri, Cula Izvoranu din comuna Brabova a trecut din administrarea Consiliului Județean în cea a Muzeului Olteniei, odată cu promisiunea că vor veni și bani pentru restaurarea monumentului și amenajarea sa interioară. Un turist care vine să viziteze un monument de arhitectură trebuie să vadă și ceva în interior și așa cum și celelalte muzee din Oltenia, mă refer la Muzeul din Vâlcea și Târgu Jiu, care au în administrare Cule și în interior puncte muzeistice, așa o să facem și noi, ori o expoziție de etnografică, o istorică, o combinat, după ce se vor restaura. Încercăm în a doua parte a anului să realizăm proiectul tehnologiei de dezamintă. Consilierii județeni au votat și tariful pentru realizarea fotografiilor în incinta Muzeului de Artă. Astfel, de luni până vineri, prețul este de 250 de lei, iar în weekend acesta se ridică la 350 de lei. Pozele vor putea fi făcute numai în holuri, la parter și la etaj, precum și în sala oglinzilor. Numărul maxim de persoane admis într-un grup pentru o ședință foto de 20 de minute va fi de 20. Alți patru tineri talentați au terminat cursurile de tehnică și artă fotografică organizate de fotoclubul Mihai Dan Călinescu. Expoziția de finalizare a avut loc aseară la galeriile Cercului Militar din Craiova. Artiștii au demonstrat că știu să surprindă în imagini, de la peisaje și portrete, la compoziții și eseuri. Este cea de-a 31-a ediție a cursurilor de tehnică și artă fotografică. Ca niciodată, au fost puțini cei care au decis să învețe tainele construcției imaginii, dar toți foarte talentați. Nu sunt decât patru absolvenți, ceea ce e foarte frumos. Dacă vă uitați însă la fotografiile lor, o să constatați că au imagini cu totul deosebite. Și nu-i laud degeaba, pentru că am mai cerut și părerea altora și, într-adevăr, imaginile sunt cu totul ieșite din comun. Au fost expuse 100 de lucrări, de la peisaje și portrete, la compoziții și chiar eseuri. Fiecare în parte au dorit să abordeze cât mai multe genuri, din diverse domenii, pe diverse tematici. Ori, chestia asta mi s-a părut o idee foarte bună din partea lor, am îmbrățișat-o și eu, pentru că îmi place să-i las pe ei să lucreze și eu decât să îi dirijez așa pe aici, pe acolo, nu prin punctele esențiale, și ce a ieșit,
după câte se vede, se pare că e un lucru foarte bun. Ai terminat acest curs de fotografie? Da. Continui, îți dorești să faci asta pe viitor? Da, mi-ar place să mai lucrez în acest domeniu și să continui să fac poze, pentru că îmi place. Îmi plac portretele, arhitectura îmi place, să fotografiez clădiri, orașe. Persoanele care doresc să urmeze cursurile de tehnică și artă fotografică se pot înscrie în luna septembrie la sediul Cercului Militar Craiova, care găzduiește de altfel fotoclubul Mihai Dan Călinescu. Biserica Luterană este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Craiovei. Situat în apropierea Muzeului de Artă, lăcașul de cult a fost construit în 1870 pentru cetățenii de origine germană care trăiau în bănie în acele vremuri. Acum însă mai deservește doar 22 de adepți ai luteranismului. Preotul care vine din când în când aici face naveta de la Sibiu. În urmă cu 144 de ani se construia la Craiova Biserica Luterană, un lăcaș de cult pentru numeroasa comunitate germană care trăia în Craiova în secolul XIX. Veneau aici la slujbe sute, poate chiar peste 1000 de persoane. În timpul celui de-al doilea război mondial, atât enoriașii germani cât și biserica au avut de suferit. Adepții luteranismului au fost în mare parte deportați în Siberia, iar comandamentul armatei sovietice de ocupație s-a instalat chiar în biserică. Tot atunci au fost închise școala germană, grădinița germană și biblioteca germană. Acum la biserică mai vin 22 de enoriași, iar preotul face naveta de la Sibiu. Astăzi funcționează ca biserică de cult. Deci pentru luteranii din Craiova, care sunt foarte puțini, sunt aproximativ 22, spun aproximativ 22, că în acte enoriași îi avem atâți, dar unii dintre ei sunt deja stabiliți în Germania. Nu există preot luteran în Craiova și la noi vine așa numitul preot al diasporei de la Sibiu. Deci Craiova, din punct de vedere religios, ca biserică luterană, este considerată diasporă. Chiar și după încheierea războiului, numărul enoriașilor a început să scadă din diverse motive. În anii 50 a revenit la destinația actuală de lăcaș de cult al comunității germane, însă grădinița, școala germană, au dispărut și datorită faptului că în anii 80 regimul Ceaușescu pur și simplu i-a vândut pe sași, i-a vândut pe germanii, nu numai din Craiova, ci din întreaga țară, permițându-le să emigreze în Republica Federală a Germaniei contra cost. Mai multe despre acest monument istoric al Craiovei puteți afla din emisiunea Orizonturi Culturale, care se difuzează la Alege TV vineri de la ora 21. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Instabilitatea atmosferică se menține în următoarea perioadă, când vom avea parte de ploi, dar și de soare. Cerul va fi noros în această noapte și vor cădea averse ce vor avea și caracter torențial. Vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Se vor înregistra 17 grade Celsius la Târgu Jiu, 18 la Slatina și Râmnicu-Vâlcea și 19 grade Celsius la Craiova, Calafat, Drăgășani și Corabia. Mâine vremea se va încălzi și, deși va mai ploua, mercurul din termometre va urca până la 30 de grade Celsius în la Drobeta, Turnul Severin și Corabia. La Cetate și Târgu Jiu vor fi 29 de grade, iar la Craiova, Slatina și Filiaș 28 de grade Celsius. Știrile GDS se încheie aici. Rămâneți alături de programele noastre. Imediat după jurnal urmează informațiile din sport. Sunt Ionela Gherghe, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez să aveți parte de o seară minunată în continuare.